dezastru, toate lucrările sunt întârziate, nu sunt urmărite, sunt lucrări de proastă calitate și acest lucru trebuie să se schimbe. Din, vă dau un singur exemplu, din 84 de kilometri de drumuri cât are turnul Măgurele, cam 60% sunt asfaltate. În ultimii 4 ani s-a reușit modernizarea 10,5 km cât comuna Drăgănești de Vlașca. Nu este posibil, trebuie să terminăm cu nepăsarea, cu indiferența, trebuie să aduci bani în oraș cât mai mult și din fonduri europene și din fonduri naționale. Vom reuși să aducem prosperitatea în oraș și ia sigur pe turneni că în mine vor avea un sprijin. Îi dau cuvântul, vă mulțumesc foarte mult, îi dau cuvântul domnului prim-ministru să... Bună ziua! Prezența mea astăzi aici arată că Teleormanul este pe harta României și pentru noi Partidul Național Liberal, că teleormanenii nu sunt vinovați că au avut ca reprezentanți pe scena politică oameni de calitate slabă. Suntem profund interesați să dezvoltăm și Teleorman. Sloganul nostru este și Teleorman se poate. Așa cum se poate Brașov, așa cum se poate Suceava, se poate Oradea, tot, se poate și Teleorman, și în Alexandria, și în Turtul Măgurel. Suntem la așa zisul port al municipiului Turtul Măgurel. E suficient să vă uitați ca să vă dați seama că aici parcă a murit totul. Aici este o paragină. Ce trebuie să zic că acest port este, cred că, singurul port Dunărea care este administrat direct de Consiliul Local. Aici este nevoie de investiții majore, de fonduri europene care se dezvoltă portul. Turnul Măgurele are o locație extrem de bună, o locație care în trecut i-a permis o dezvoltare rapidă, o fructificare a oportunităților și sunt convins că un om precum Claudiu Crăcea este într-adevăr capabil să redea strălucirea acestui oraș frumos cum Măgurele, evident, din minte noi. Dați-mi voi să vă dau câteva informații importante la nivel național. Comisia Europeană a aprobat schema de ajutor de stat. De asemenea, aș spune câteva cuvinte despre obiectivele pe care le-am vizitat în Teleorman, în afară de Turnul Măgurele. Desigur, îmi doresc să repornească campionatul cu adevărat, pentru că România, care e o țară agricolă, a ajuns să importe fertilizanți în creșteminte de peste 700 de milioane de euro pe an. În condițiile în care există o petrochimie, o industrie petrochimică în România, care poate să funcționeze, care poate să funcționeze agricultorilor cu cele necesare, Am fost la inaugurarea grădiniței realizată pe PMDL în Drăgănești Vlașca. De asemenea, am participat la începerea lucrărilor de clădire a drumului național 6 între Alexandria și Drăgănești Vlașca. Am fost la Spitalul Cetățean, unde Compania Națională de Investiții lansează proiectul de construcție a unei noi arii a spitalului cu 72 de paturi. De asemenea, am discutat pe DN52 Alexandria Turnul Măgurele cu constructorii și proiectanți care urmează să modernizeze acest drum național important pentru Teleorman și pentru Turnul Măgurele, pentru că investitorii vor veni mai repede de la Alexandria
la punctul Măgurele, cu un drum modernizat, sigur că trebuie să ajungeți în Alexandria. Dar aici sunt convins că de la București până la Alexandria se va ajunge mai ușor pe DN6, care urmează să fie mărțit până la Căilești, până la centura Căilești. De asemenea, am văzut și clădirea noi de Cătălința noi, Tribunal, care urmează să se construiască, a trecut construcția în Alexandria. Susținem Telormanul, susținem reprezentanții noștri. Este bine pentru Telorman să aibă loc o schimbare în Telorman, să nu mai rămână la butoane Partidul Social Democrat, care a ținut în sărăcie de zeci de ani acest județ, sărăcie sub dezvoltare și una independență. Fac un apel către toți oamenii critici, toți oamenii harde, către toți oamenii de bun simț, 7 ani de acasă, plecat cu Dumnezeu, să se implice și să genereze schimbarea de care are nevoie județul Telorman, Alexandria, Turnu Măgurele, Sibucea, Vitele, Coșiorile, Mede, toate celelalte localități din județul Telorman. Pentru că se poate și în Telorman. Dacă aveți întrebări. Domnule premier, dacă ne puteți spune în primul rând câte mânci au ajuns la persoanele defavorizate și dacă intenționați să reziliați contractul. La această întrebare vă rog să îl obțineți de la domnul ministru al sănătății, pentru că ministerul sănătății derulează achiziția. Dar intenționați să reziliați contractul cu firma? Dacă nu livrează cantitate integrală în termenul prevăzut de contract, normal, ministerul sănătății trebuie să rezilieze contractul, să încheie contract subsecvent cu firma de pe locul 2. Dacă firma de pe locul 2 nu are capacitatea de a livra, procedează la fel, rezidează contractul, încheie contract subsecvent cu firma de pe locul 3. Dar obține cantitatea integrală de mână. Pe șeful ONAC îl demiteți, așa cum a cerut Ministrul Educației? Este profund. Sunt profund nemulțumit de modul în care s-au derulat mai multe proceduri de licitație. Ultima procedură cu tabletele care n-au avut capacitatea să finalizeze procedura pentru toate cele 250.000 de tablete pentru care am asigurat finanțare de la guvern. Noroc că am prevăzut această situație și că am alocat 100 de milioane de euro bani pentru tablete prin sistem de decontare, orice autoritate locală sau unitate școlară care achiziționează tabletele necesare se vor deconta cheltuielile pentru achiziționare tabletelor. Și, în mod clar, acolo unde nu ajung tabletele care le trimitem, noi din achiziția centralizată vor trebui achiziționate tablete de la nivel local, fie de autoritatea locală, fie de unitatea școlară, iar noi decontăm din fonduri europene până în lipsa 100 de milioane de euro aceste tablete. Când vom ști scenariul sub care se începe anul școlar 2020-2021? Deja este prezentat. Deja m-am referit de atât eu, cât și doamna ministru Anice, cât și domnul Tătaru, ne-am referit. E un ordin comun care trebuie comunicat în Ministerul Oficial, care va reglementa alături de ordonanța adoptată de guvern, de hotărârea de guvern, vor reglementa modul în care va funcționa bacheta în școlar și regulile care se respectă. Le mulțumesc celor de stească, urmăriți toate programele guvernamentale pentru întreprinderi mici și mijlocii, pentru întreprinderi mai mari. Avem o mulțime de programe, de granturi, de credite, care vor să susțină dezvoltarea creșterilor românești. Vă mulțumim!